În lupta cu kilogramele în plus, un regim alimentar corect și exercițiile fizice regulate pot fi completate și cu câteva băuturi gustoase ce pot fi preparate chiar acasă. Dacă sunt consumate înainte de somn, vor ajuta la arderea grăsimilor. Efectele se vor vedea în scurt timp pe cântar. Persoanele care își doresc să dea jos kilogramele în exces apelează adesea la diferite diete, restricții alimentare și exerciții fizice regulate ce pot grăbi procesul de ardere a grăsimilor din corp. Anumite băuturi îți pot deveni un aliat de nădejde în aceste perioade. Se prepară simplu și rapid și te vor ajuta să slăbești chiar în timp ce dormi. Merele, scorțișoara, lămâia, semințele de chia și legumele verzi nu ar trebui să-ți lipsească din meniul zilnic. Aceste produse au proprietăți antiinflamatorii și te vor ajuta să ajungi la greutatea dorită. Deschidem astfel lista băuturilor pe care este recomandat să le consumi înainte de somn cu ceaiul de mușețel și scorțișoară. Este bogat în antioxidanți puternici, flavonoide, minerale esențiale și alți nutrienți ce favorizează pierderea în greutate. Scorțișoara are proprietăți microbicide și antiinflamatorii și poate stimula metabolismul, în timp ce mușețelul ajută la eliminarea toxinelor și a apei în exces. Pentru a prepara această băutură, vei adăuga 3 sau 4 flori de mușețel sau un plic de ceai de mușețel în apă clocotită. Pune un baton de scorțișoară sau o lingură de pudră de scorțișoară în ibric. Lasă-l la infuzat timp de 15 minute. Apoi strecoară ceaiul, adaugă mierea și bea-l fierbinte înainte de culcare. A doua opțiune este un smoothie din ghimbir și lămâie. Grăsimea de pe abdomen este într-adevăr una dintre cele mai încăpățânate și mai greu de eliminat. Efectele metabolice și antioxidante ale acestor ingrediente transformă această băutură într-una dintre cele mai eficiente pentru rezolvarea acestei probleme. Vei vedea efectele după doar câteva zile. Se pun 120 de ml de zeamă de lămâie, o jumătate de cană de ghimbir și o jumătate de cană de frunze de pătrunjel, 120 de ml de oțet de mere, 120 de ml de apă și o lingură de pudră de scorțișoară. Adaugă toate aceste ingrediente într-un blender și amestecă-le până la omogenizare. Strecoară apoi băutura și bea din ea de 2 ori pe zi, dimineața și seara înainte de somn. Relatează playtech.ro.